Vă salut pe toți! Astăzi am de făcut o treabă foarte faină și foarte dureroasă în același timp și anume mă duc să-mi fac un tatuaj nou. Oh, yeah! Da? Peste câteva ore nu o să mai fiu așa de entuziasmat pentru că o să plâng acolo pe masa de operație, ca să zic așa. Și vreau să împărtășesc cu voi toată experiența asta, să vedeți și voi despre ce este vorba. De ceva vreme, de câțiva ani încoace, am un ritual, ca să zic așa. Și de fapt de când am început, de când mi-am făcut primul tatuaj, și anume de ziua mea îmi fac cadou singur câte un tatuaj. La fel am făcut și anul acesta. L-am sunat pe Costi, mi-am făcut programare și mă duc să-mi fac tatuajul dorit. Toată lumea mă întreabă, de fapt toată lumea, majoritatea sau mulți întreabă dacă tatuajele dor. Depinde de zona în care ți-l faci. Pe mine personal toate m-au durut foarte tare. Toate. Bam, bam, bam. Nu se mai face atât de des pe cât vrei, sau? Da, bine, oricum făceam o dată pe săptămână. Nu râdem, dar trebuie să mai lucrez un pic aici, la fundalul de la negru.
Dar lăsăm un pic să vine, ce să ne uităm la aer cum arată și partea asta de jos. Ca să vină un pic mai în sus, să dau un, să uniformizez un pic. Să nu apară țăma firul așa din, pe centru și vreau să le leg un pic. E legat și așa. Adică, e legat, da, da. Când mă uit, vreau să văd un trec. Facem. S-a căzut ca un... Dar să nu mai plângi. S-a căzut pe asta. S-a plâns un pic. Și când am auzit că mai avem un pic de lucru... Eu când am căscat! Da. Și ne vedem la următor. Clar! În aceeași formulă magică.